Bună ziua din nou! Bine v-am regăsit! A trecut o bucată de vreme din care ne-am văzut așa mai la distanță. Cel puțin pentru mine a fost o perioadă deosebit de aglomerată care nu mi-a permis să fac întotdeauna această emisiune în direct. Timpul a trecut, lucrurile s-au rezolvat și iată-ne din nou împreună. Stimați telespectatori, astăzi invitații mei, domnul Gheorghe Pleșu și domnul Corneliu Velescu, președinte, respectiv vicepreședinte a Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași, și cu mine o să încercăm să discutăm despre sărăcie. Sărăcia este o boală a sistemului care ne conduce. Sunt oameni bogați și totuși sunt săraci. Sunt săraci în cunoștințe, în morală, în tot ce vreți. Sunt oameni bogați în morală, în cunoștințe și din nefericire pentru ei devin bogați după ce nu mai există fizic. Mă refer în special la oamenii de artă, la oamenii de cultură, a căror opere sunt recunoscute doar de multe ori, în primul rând, de urmași. Cândva spuneam, de ce, domnule, când sunt tânăr, nu sunt pensionar și muncesc când sunt bătrân ca să profit de toate beneficiile tinereții și să mă bucur din plin. Lumea așa este făcută. Din nefericire, lumea are un fundament, munca, cu mai multe fațete. Unu, obligatoriu, din punct de vedere existențial și, de ce nu, fără de care nu există, nu se poate trăi. Doi, munca este o necesitate biologică, fiziologică, cum vreți, este absolut o necesitate. Nu știu eu dacă vă mai aduceți aminte, cu mulți ani a fost rulat prin România un film Mondo Cane. Vă aduceți, colegii mei, și aduc. Acolo era un șef de trib care avea vreo 45 de kilograme și preferata lui trebuia să aibă minim 250 de kilograme. Ca să le aducă la parametri ăștia, când mergea prin tribul lui și își vizita supușii, punea ochii pe câte o fetișcană frumoasă, dar nu era bună că avea 250 de kilograme. Și atunci o punea într-o cușcă de bambus, nedându-i posibilitatea să miște și o îndopa cu toate bunătățile din lume să ajungă cât mai repede la împlinirea dorinței care avea loc după ce frumoasa fată împlinea 250 de kilograme. Așa și cu viața asta umană putem să avem tot soiul de satisfacții materiale, dar dacă în suflet sau sufletul este gol, mai bine nu ai averea, adică ești mai fericit să nu ai avere și totuși să ai sufletul împlinit. Despre regiunea asta în care și Iașul este situat, regiunea de nord-est, ce am putea să spunem? Că într-un studiu făcut de Banca Mondială s-a constatat că unul din patru locuitori ai României câștigă sub 60% din valoarea medie, din câștigul mediu în această țară. Și din cei săraci, că o categorie care câștigă atâta, nu putem sub. O să aibă și 10%. Nu e care câștigă această sumă, majoritatea sau o bună parte sau cel mai mare procent, ca să mă exprim corect, se află în Moldova. Moldova care, de fapt, are oameni care de-a lungul istoriei au ieșit în relief, în special prin minte, prin știință, prin cultură
și mai puțin prin bani, pentru că Moldova, ca resurse minerale, nu este o zonă deosebit de bogată. Avem resurse, slavă Domnului, dar nu la fel de numeroase și de bănoase, fără efort, fără muncă, cum au alte zone. Am să rog pe invitații mei să-și exprimă un punct de vedere asupra acestui fapt că, totuși, avându-l pe naționalistul moldovean Gheorghe Pleșu aici, naționalist, nu român, el e cu Moldova, cu Iașu, cu autostradă, vă spun imediat, cu spitalul, cu gruparea din Parlament, vrea să facă o nouă republică la Iași, nu știu ce vrea să facă, dar eu sunt cu România, cu toată România, să ne spună câteva idei ce am putea face, măcar în zona de nord-est, cea mai celebră din punct de vedere al sărăcii, să mai îndreptăm puțin lucrurile. Da, din păcate trăim în zona cea mai săracă a Europei. Noi am avut la programele europene trecute, deci niște fonduri speciale tocmai ca să reducem această diferență. Din păcate, modul cum s-au realizat finanțările și cum s-au desfășurat programele europene... Fondurile de ajutare structurale, definite corect. Da, deci această diferență a crescut, nu s-a redus și suntem detașat, așa să spunem, pe ultimul loc. Deci și trăim noi aici în Iași, acceptăm lucrul ăsta, e greu de spus. Atunci când am terminat facultatea, am spus că aleg Iașu, fiindcă sunt din Bârlad și sunt moldovean. Dar la ora actuală încep să mă gândesc foarte serios. Bine, nu mai știi cât mai ai de trăit, alte chestiuni mai greu să ce propui. Ce vrei să pleci în străinătate? Bine, nu chiar în străinătate, dar câteodată gândesc că ar fi de plecat în Transilvania. Fiindcă acolo sunt mai multe fabrici care așteaptă specialiști, fiindcă investitorii acolo vin și, din păcate... Asta e legea nemiloasă a capitalismului. Legea nemiloasă, dar... Capitalistul se oprește acolo unde are profit maxim. Corect, dar legea nemiloasă a celor care conduc, care trebuiau să gândească că se va întâmpla lucrul acesta și atunci trebuiau ca Moldova să construiască odată autostrada ca să avem altă posibilitate de a atrage investitorii străini și de a pleca marfa din Iași. Pe urmă, mai multe investiții în Iași, în Moldova în general, nu condusă, în special în București, impus într-un fel, prin modul în care... Te referi la finanțare publică, pentru că privatul, el vine foarte clar acolo unde câștigă cu un ban. Da, dar dacă nu are posibilitatea să vină, preferă să... Normal că el se duce unde e mai bine. Dar dacă la noi nu avem condițiile, nu avem parcuri industriale... Dar nu am spus că n-ai dreptate. Eu am spus că te referi în special la banul public, ca să poți să-l aduci pe cel privat. Da, deci prima fază, da. Aici sunt marile probleme ale, eu spun, ale României și care nu le-am rezolvat, dar se pare că până la urmă tot noi moldovenii trebuie să le rezolvăm, fiindcă de la București nu se dă niciun semn. După 27 de ani de... Cum nu se dă niciun semn? Am avut un direct. Semnul e foarte clar că Moldova aproape că nu e băgată în seamă. La ora actuală, țara este condusă numai din oameni din sudul țării, iar ei își fac, fiindcă și acolo zone sărace, își rezolvă doar problemele proprii. Lăsând această parte a țării într-un con de umbră, numai de umbră, de sărăcie accentuată și de negăsire de soluții pentru a se termina odată cu această situație. Noi suntem centru universitar, mai avem Suceava și Bacău. Deci, din punctul de vedere a cadrelor, a pregătirii oamenilor, Moldova nu stă rău, stă chiar foarte bine. Dar, din păcate, oamenii preferă să plece și asta se constată că foarte mulți au plecat din Iași și din celelalte orașe, au plecat spre Transilvania, spre Brașov, bine, și Brașov e parte din Transilvania, deci
Timișoara, în special, să spunem, și atunci nu se vede nicio șansă de... Trebuie noi aici, la nivelul local, să găsim această soluție. Ei, din păcate, iarăși trebuie spus că nu există un comitet, un consiliu la nivelul, nu știu cui, prefecturii, consiliului județean, primării, care să dezbată lucrurile astea și lună de lună să iei niște măsuri. Fiindcă fără o strategie, eu tot am spus lucrul ăsta, fără o strategie nu poți să ai o dezvoltare durabilă, ci o dezvoltare doar întâmplătoare. Deci trebuie să gândim acest mod în care, și cea mai mare problemă este că această sărăcie se răsfrânge în special spre tineri, spre copii. Ei sunt cei mai defavorizați și asta creează un dezavantaj foarte mare pentru Moldova, fiindcă tinerii aceștia vor fi viitorii cetățenii Moldovei care vor cere ajutoare sociale. Vor cere ajutoare sociale, fiindcă așa au fost învățați. Deci astăzi, dacă ne uităm pe o hartă sărăcie, în România, acești săraci care au sub acel 60% de venitul mediu net, ar reprezenta cam 4,8 milioane de cetățeni. De țară, da. Cel mai sărac, Botoșan, Vaslui, Iași, Suceava, deci este Moldova, cele mai bogate, Dâmbovița, Timișoara și în special, Cluj, așa cum a spus Cluj, zona de sud și, de ce nu, vestul, care este cel mai apropiat din punct de vedere geografic față de vestul tradițional. Bine, Bucureștiul e cel mai vinovat de toată dezechilibrul ăsta care se manifestă la România. Dacă ar fost la Dâmbovița, noi suntem la nivelul țărilor din America de Sud, unde capitala consumă 50% din și resurs. Nu, de produs nu știu dacă produce, dar de consumat, sigur, le consumă. Da. Hai să lăsăm și pe Cornaveliș. Revenim la această sărăcie în zona asta. Deci eu spune... Așa cum spunea și colegul nostru de emisiune, cel mai mult au de suferit copiii. Eu aș, chiar dacă n-am să răspund acum la întrebare, dar aș mai pune o întrebare. La răspunsul la această întrebare ar trebui să fie soluții de rezolvat în viitor. De ce în zona aceasta sărăcia sau cei care au nevoie de ajutoare sociale, fiindcă toți cei care sunt cu nivelul ăsta sub 60% din nivelul mediu, au nevoie de niște ajutoare. De ce în această zonă numărul acestor persoane sunt mai mari? Pe de o parte. Pentru că vrei să-ți răspund așa brut, să încurajezi discuția? Așa. Pentru că în zona asta sunt cei mai mulți bețivi. Este și asta văzut cu ochii mei. Este și asta o parte. Bine, oamenii au devenit. Și o să revenim după aceea. Bețivi. Nu cred că s-au născut aici. Nu au gena, nu? Păi nu cred că au... Nu, da, și eu sunt de acord. Pentru că ardelenii cu palinca lor ar trebui să aibă și genul. Da, ei beau, dar și muncesc de rupă mântul. Vorbesc de țărani. Dar pe lângă palinca mai au și slana. Au și slana, da. Pe lângă și asta, ceapă. Pe lângă, în afară de vinul care l-are, mai are o mămăligă, dacă mai are. Da. Deci avem o problemă la care trebuie să ne gândim, pe de o parte, pentru cei sărași de acum, dar pentru cei potențiali viitori săraci din această zonă. Care mie mi se pare că răspunsul și soluțiile pentru această problemă sunt foarte importante. La fel de importante cum sunt și rezolvarea problemei săracilor de astăzi. Dar așa cum a zis o perspectivă care am văzut-o de curând, cei care n-au de lucru, numărul lor va crește continuu. Pentru faptul că astăzi se pune accent mai mult pe robotizare, pe automatizare și cum forța de muncă este cheltuiala cea mai mare într-un produs,
de regulă, atunci se caută eliminarea forței de muncă și adaptarea acestor sisteme care să ducă la creșterea productivității. În momentul ăsta nu e chiar așa. Deci, nu, dar începe. Deci, eu, de exemplu, am nevoie de oameni și nu găsești unul. Deci, aici e marea problemă. Noi, nu, la noi nu este, pentru că, din nefericire, cei harnici care n-au putut să găsească un loc de și muncă, au plecat și muncesc. Și inițiativă. Da. Acasă au rămas cei neputincioși și cei viciați, ca să nu mai folosesc un termen nu prea elegant. Eu n-aș zice nu neapărat neputincioși, pentru că mă faceți neputincioși. Nu. Mă faceți nu mă refer la tine, eu mă refer la acel om în vârstă care și-a iubit pământul, care de-abia aștepta să-și ia hectarele averea înapoi. Eu mă refer la acei oameni care încă are la Laghița, parcă așa se spune la țară, nu? Sau Laghița. Laghiță, cum spun ei. Adică o ladă în care are zestrea fetei ca să o dea când se mărită, care păstrează și, niște bunici, păstrează toată tradiția românească. Bine, aia existau, dar la ora actuală tineretul e cel mai... Nu găsim tineri. Nu se mai pune problema celor în vârstă sau meseriașilor. Eu, de exemplu, am jumătate de ani de când caut un contabil. Nu găsesc. Contabil? La cât se termină feia? Da, nu găsesc, domnule. Dar vreau unul care să facă treaba. Eu cred că găsesc în mall-uri atâția contabili și atâția ingineri că nu vă puteți închipui. Deci eu nu-i chem la mall. Păi bun, chestiunea este că oamenii s-au învățat. Că, eu chem la un program de lucruri normal. Și acolo în fel de ajutor social. Adică unii oameni preferă să stea, să păzească un magazin unde au câteva mărfuri, decât să muncească, efectiv, cum spuneați, că munca e o necesitate, nu pentru toată lumea. Și din păcate creăm oameni care nu mai au această necesitate. Aici e marea problemă. Și atunci îi preferă, deci chiar pe salarii de mici. Deci să stea acolo și să... spune foarte mari față de productivitatea muncii care păi au. Păi bun, eu nici nu s-ar trebui să plătești așa chestiuni, fiindcă nu se produce nimic. Da. Doar păzești o marfă. În mod normal, dacă în România nu s-ar fura, n-ar trebui să mai păzăm. Bine, se fură. Din păcate, fiindcă și asta e o formă de sărăcie. În momentul când furi, arăți modul în care... Presupunând că n-ar fi sărăcie, că nu s-ar mai fura. Hai că sunt două tipuri de furăciuni, ca să spun așa. Unii datorită sărăciei, ca să spun așa, și unii datorită... De bogăție. Obișnuiți. Dorințe de îmbogățire, da. No, dorința, nu, eu cred că comunismul a inoculat foarte bine chestiunea asta de a lua ce nu ți aparține. Fiindcă în momentul când se lucra la stat, nu, cred că nu era om care să nu plece cu ceva. Hai, nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu, eu să vă spun. Foarte puțin, foarte puțin. E adevărat că era concepția că ia statului și nu iau de la cineva anume. Da. Deci există această concepție. Dar, doamne, dacă... Eu am fost cadru de conducere pe vremuri. Păi cadrele de conducere Nu. Dacă ajungeam să fiu informat de miliție că a plecat din firmă doi rulmenți, cinci rulmenți și i-o găsit la piața de vechituri, apoi o încurcam. Eu o încurcam. Deci, nu spun că nu existau această tendință, dar... Deci nici nu poate fi. Bine, eu n-am lucrat foarte mult în fabrică, deci numai 2 ani cât mi-am făcut stagiu, dar am văzut destul în perioada aia ca să... Să-mi trag niște concluzii. Iar lucrul se vede și astăzi... Deci concluzia, după opinia mea, s-a greșit. Bun, dar hai să revenim la partea cu sărăcia. Deci atât de bine au condus România, că în 89 aveam 7 miliarde în banca excedent bugetar și acum avem, cât avem, peste 100 de miliarde de datorie. Apropo de bunăstare. Nici asta nu e chiar o nenorocire, știi? Bun, dar atunci aveai industrie și aveai utilaje în stoc.
Știi faptul că de la, aveam capital, de la fortul s-au dispărut. Și România era românilor, pe când acum nu știu cât mai este. Deci sunt lucruri bune și lucruri rele. Trebuie întotdeauna să avem puterea de a spune ce e corect. Domnul președinte dădea vina pe București. Da, eu am o... Și eu cred că e vinovat în București. Dar știi de ce? Pentru că de voi la toată lumea stea în București. Înainte, cum spune Ghiță, n-aveai voie să ai buletin de București. Da, acum dacă e democrație... Dar nici la ea nu era voie, nu știți? Nicăieri. Da. Era un oraș pentru că era o anumită gândire de a ocupa locurile de muncă, de a ocupa locurile de muncă și în localități. Și avea o anumită distribuție. Ceea ce nu era chiar rău. Da, și... Bun. Acum, e de vină București sau nu este de vină București? Vorbim pur teoretic. Fără dar din punctul meu de vedere, nu acum nu mai este de vină București. De ce? Pentru că datorită situației generale, datorită investițiilor mari făcute în București și în vestul țării, da? Acum presiunile asupra guvernelor se fac de acei investitori. Cine sunt acei investitori? Cu siguranță nu sunt cei români, că n-aveau de unde să facă investițiile mari, sunt investitori străini. Și atunci, investitorii străini fac presiuni să se facă neapărat legătura dintre Sibiu și o anumită fabrică cu capital francez. Da? Cu capital francez. Dar e public, știu. Nu, e fabrică românească, dar acționarul... Da, cu capital francez. Da. Și eu nu spun că nu pe bună dreptate. Deci eu nu spun că nu-i pe bună dreptate. Dar presiunile se fac asupra guvernului de acele forțe, ca să spun așa, pentru în toată care, lumea pentru se care face lobby, nu presiune, lobby, tocmai pentru a păstra anumite... A păstra și avea niște avantaje, da? Bineînțeles, bine, mare avantaje nu stă. Acum, aici, în partea de est, sud-nord de est a României, sunt puține investiții cu capital puternic care să influențeze București. Da, da, iar, noi și reprezentanții noștri nu știu să se adune, și să creeze un curent, să facă lobby, deși nu există oficial acest cuvânt. La noi nu există. Da, la noi. Dar nu e vorba e vorba de a face presiune asupra celor aleși, asupra celor care guvernează, uite, ca să spun așa. De exemplu, tu mă obligi să fac lobby. Să spun, mai tași puțin, te rog, să las Telemo, să-și facă publicitate ca să câștige și ei un ban. Vedeți publicitate? M-ați convins. Bună seara din nou. Traian Dobre și cu invitații săi, Gheorghe Pleșo și Corneliu Velișcu, continuă emisiunea despre ce vă place cel mai mult. Cred că nu sărăcia. Dar noi vorbim despre sărăcie. Nu întotdeauna trebuie să știi să te poți face plăcut. Eu în seara asta mi-am propus să fiu neplăcut. Deci, Corneliu Velișcu. Și pentru a demonstra ce am spus înainte de publicitate, aduc aminte cât război a fost în Iași pentru pista mare la aeroport. Da? Și s-a dovedit, până la urmă, da, că era hotărârea... absolut obligatorie. Bineînțeles. Și s-a ajuns la un număr mare de călători, ceea ce demonstrează necesitatea legării zonei noastre. Am și o întrebare, domnule inginer, director, un inventator, fost om de excepție. Tu crezi că s-a dat drumul la pista aia fără a avea niște studii exact și a dat drumul exact când trebuie, că nu se mai putea, era limita la maximul de exploatare? Eu așa trăiesc cu impresia. Că totul a fost foarte bine socotit să-i dau drumul la pista mare exact când se rupea ața și nu mai putem face față. Asta e părerea mea. Deci am așteptat să fim la limită. Păi dar asta, care este totul așa? Da, asta nu demonstrează. Da, s-a susținut. Un guvern și capitalist gândește înainte. Toată lumea trebuie să gândească. Cu o strategie, da? Toată lumea gândește înainte. Dar ori guvernele noastre vor să bage bani mulți în ajutorare socială,
Da? Dar și asta trăim cu oameni, nu cu bani. Corect. Și asta e necesar. Dar o doresc și în următorii 50 de ani. Na, nu. Ori doresc să facă ce trebuie să facă ca să se dezvolte. Mijloace și posibilități să nu ajungă în această situație. În această situație. Dar pentru asta trebuie disciplină, rigoare, duritate dacă e nevoie, și nu, ca legea, duritate în sensul ca legea să fie respectat. Lege pentru toată lumea. Corect. Și mai trebuie ceva. Ne trebuie vizionari. Și mai trebuie ceva. Dom'le, de ce vrem să inventăm noi întotdeauna roata? Când avem modele... Dom'le, există modele în Europa. Ca să nu mă duc mai departe, da? Luăm Grecia. Ce a făcut Grecia ca să dezvolte zonele mai sărace? Ne uităm, vedem ce a făcut Germania ca să dezvolte zonele mai sărace. Și-a vândut insulele să-și plătească datoria. Dom'le, dar a realizat. Ce a realizat? A realizat! Le-a dat să mănânce și să petreacă nopțile pe acoperiș cât a putut și când nu s-a putut, pe revolte sociale, a cedat, a luat credite, i s-au dat credite. Da, dar o trăie bine. Grecii, comparativ cu cât au muncit, o trăie foarte bine. I-au primit de la Uniunea Europeană. Bineînțeles. Aici e marea chestiune, fiindcă noi am suferit pe vremea lui Ceaușescu. Aici se pune problema. Ce partid suferă de măsura nepopulară? Aici este problema. Păi aici e chestiunea. Da. Deci... Că toți vor să ajungă la putere să aibă ciolată. Eu acum aș vrea să vă spun că ați adus discuția despre pistă, că s-a făcut un lucru bun, dar eu am impresia că lucrul ăsta se va pune la pământ, fiindcă am văzut că în momentul ăsta se alege un nou Consiliu de Administrație. Deci unde? Vreau la aeroport. Da. Și în acest consiliu, deci eu mă gândeam că îi vin niște personalități sau niște oameni care să aducă un mod de a gândi să caracterizeze pe niște lucruri. Când colo este sinecuri de partid, când bagă tot felul de oameni nepregătiți, care să iei decizii legate de aeroport. Nu, ei iau deciziile. Stai, asta vreau să spun. Profesioniștii iau decizii. S-au obișnuit la noi ca aceste funcții... Și aia pentru ce îți plătiți? Pentru că fac muncă politică. Și munca asta politică ce produce? Să răsplătească pe cei care au depus un efort mai mare cu o funcție. Asta nu este o noutate. Nu, e ceva nou. Asta m-a învățat o repede de la alții. Da, bun. Dar asta intră tot la sărăcie sau menținerea sărăciei. Fiindcă în momentul când recompensezi pe ăla care nu produce și care nu vine cu o contribuție, dispare ferește la toată lumea. Și să înțelege... Iartă-mă, te rog. Nu-i frumos că discutăm amândoi în contradictoriu, dar aș vrea să-mi explici tu cu ce aduce la îmbunătățirea unei întreprinderi și îți dau exemplu sau nu ți-l dau că nu-i bine, unde ai un director cu tot ce trebuie și un consiliu de administrație, pui un consiliu de administrație. Cu ce merge mai bine acea întreprindere și dacă nu răspuns corect, să știi că îți dau numele de întreprindere, unde oricine ar fi, oricare ar fi consiliu, adică consiliu zero, fabrica aia tot merge. Deci și mă refer, și bine, bine. Trebuie să înțelegem următoarea chestiune. Sunt de acord. Câteodată directorul general sau managerul poate să fie un cap foarte bun. Așa. Dar asta este câteodată întâmplător. În mod normal se lucrează printr-un consiliu de administrație care că are aceleași interese și care reprezintă că mai multe capete. Că prevede legea. Da. Dar în acest consiliu de administrație de regulă se pun De ce noi în Iași nu venim și să încercăm să schimbăm paradigma? Adică hai să facem niște consilii de oameni deștepți. Din profesioniști. Din profesioniști, da. Da. Deci,
Dar tu crezi că eu se vrea lucrul ăsta? Mă consider pe undeva profesionist. Dar nu vine nimeni să spună. Băi, n-ai vrea cumva să intri în Consiliul ăla? Eu am fost... Dar tu cu ce ai contribuit? Prima dată. Deci prima dată când s-a pus problema aeroportului, sau cel puțin, eu am pus-o în 2000 când am intrat consilier. În prima ședință. Asta am spus în strategia de dezvoltare. Și acum mai ești consilier? Nu mai sunt. Păi vezi, dacă ai vorbit prostie, dacă ai frăiat în biserică, te-au dat afară, mă, frate. Atunci, păi, nici nu se visa. Tu crezi că poți să îndrepti un sistem? Eu spun sigur că nu. Sistemele nu se îndreaptă. Se strâmbă. Păi da, bun, dar atunci de ce vorbim de sărăcie? Am zis că nu vorbim politică în zona... Dar noi parafrazăm, nu... Da. Și ca, dacă tot m-ați băgat, eu sunt mai dur, mai direct. Nu pot să schimb din afară sistem, numai dinăuntru. Deci, ca atare, dacă vrei să schimbi, stai acolo înăuntru și luptă. Luptă dinăuntru, da. Da, din interiorul liberalilor, a PSD-iștilor, a și partid mai este. Da, asta se putea, stai să spun că se putea. În Evul Mediu, în capitalismul inițial, unde n-aveai atâtea mijloace de informare, de comunicație, când mă refer și ca comunicație fizică și ca zgomot, ca sonor, ca imagine. Ca manipulare. Ai văzut? Da, Așa. Atunci încă se mai putea. Dar acum, când este o monitorizare totală, poți să te mai miști? Dom'le, păi de ce să nu se poate? Nu, se poate. Cu greu, se poate. Dar cum vrei să convingi? Deci noi ce facem aici, de exemplu, sunt semnale pe care le lansăm cei care credem că interesează. Da? Deci, dacă am crede că nu interesează, deci, nu ne mai bate cu și s-ar degeaba. Putea ca 2-3% din ce spunem noi aici să fie receptat și să se ține cont de... Dar eu cred că ar putea să ia și 50%, și 60%. Și mai mult, da. Eu am spus că fiind în afara sistemului sau sistemelor, da? Așa, păi poate cineva ascultă. Și dacă le dau soluția, să știi că nu mă cred. Munca, asta e soluția. Fără muncă nu se bate. Soluția asta nu le place. Din păcate, soluția asta e cea care nu mai place în această zonă. Fiindcă soluția le-o propun studenților, dar n-au bucuria asta de a munci și de a avea răbdare ca să obții rezultatele. Fiindcă aici e o chestiune. În zona asta oamenii renunță foarte rapid. Și mine. Da. Ți-aduce aminte laboratoarele cu ani în urmă? Mai degrabă Cornel își aduce aminte. Da, eu mi-aduc. În fiecare eram obligat să faci ceva care să fac și acum la laborator. O aplicație să faci. Să-i explici măcar, da, de ce lucrează în forma asta, de ce... Ei, oamenii nu mai vor. Toată lumea vrea, domne, eu n-am bani ca să fac, adică să mă întrețin în facultate, mă angajez. Păi atunci tu nu mai faci facultatea ca lumea. Dacă nu faci facultatea ca lumea, înseamnă că nu înveți o meserie ca lumea. Și cum vrei atunci să trăiești bine? Nu se poate. Nu cu oameni care fac facultățile la Seral sau le fac acum cum să fac... Fără frecvență sau mers la Chișinău sau nu știu pe unde și pe urmă mai ajung și în Guvernul României. Deci nu așa se poate construi. Trebuie oameni care au făcut facultatea la timp, pe urmă au făcut performanță în domeniul lor și după aia pot să-l lansez într-un guvern. Nu vin niște oameni care ăla distruge pe domnul 2 de pensii. Dă o declarație, el săracul e ministrul finanțelor, dar prin declarația lui o dus la o pierdere. Domnul, n-ai voie. Deci eu am avut societate fost câteva miliarde fraților, bursă. Chestiile astea le discută alte televiziuni și alte... Hai să ne întoarcem la sărăcie. Da. Deci hai să vedem ce putem face. Ce putem face pentru noi? Deci eu consider că la nivelul județului ar trebui să fie și la nivelul ăsta care se ocupă cu învățământul,
Se există o situație foarte clară cu toți elevii, iar cei cu risc de sărăcie sau în special copiii lăsați fără părinți, că acolo există riscul și mai mare, poate au și bani, dar au alte probleme care tot către sărăcie vor conduce în viitor. Deci, pentru o ea trebuie... O asistență socială profesionalizată. Profesionalizată și oamenii ăștia urmăriți și intrați într-un colectiv. Adică tu vrei să, nu ca alocația să ajungă la tată care duce la crâșmă. Da. Alocația deci, să fie consumată de copil. Să fie primit și el să producă. Adică copilul să primească ceva, ori măcar spiritual, ori material. Ai spus bine, producă. Dacă copilul ăla învață, dacă crește, dacă ajunge mare, și pregătit atunci, de muncă, da, înseamnă că produce. Păi aici e chestiunea. Haideți deci, să facem treaba asta. Deci, deci soluția care este? Vă spun eu una dintre soluții ca să se atingă treaba asta. Dom'le, internatele. Internate de tip de săptămână, ca să spun așa, da? În localitățile mai mici, da? Nu neapărat numai în Iași, da? Sau în Pașcani. Ce nea se pot face? Pe lângă da, fabrici. Da, da. Este important. Fabricile care sunt în Iași. Este unitatea de la Grăniceri din Socola, din, spre Cetățuia. Păcădea că se dărâmă. Deci, la ora actuală, fabrici... Deci, ca să-i ținem pe copii într-un mediu supravegheat, da? Vorbesc mai ales de copii... Mai bine zis, educațional. Educațional, da. Așa. Îi ții timp de 5 zile acolo și învață, și socializează, îi pregătim, le dăm și mâncare, da? Deci îi asigurăm venitul, cele, ca să 3, spunem, 4, cele 5, 5, 5, 4 mese pe zi acolo, ceea ce este foarte important pentru un copil în dezvoltare, da? Sâmbătă se duce acasă, la părinți, dacă vrea. Dacă nu dorește să meargă acolo și dorește să rămână poate în continuare. N-are unde săracul. Sau, da, asta am spus. Dacă n-are unde să rămână în continuare la acest internat, cum spun eu. Eu îi spun internat pentru că pe vremea mea aveam colegi care stăteau la internat. Bun. Toată lupta de până acum s-a dus pentru externalizare. Pentru a-l duce pe copil să trăiască într-un mediu familiar. Dar lumea merge înainte. Da, bun. Societatea o pleca părinții, din păcate, asta. O pleca părinții, bunicii nu deci mai pot. Deci s-au schimbat condițiile. S-au schimbat condițiile. Ideea este deci să ne adaptăm la noile condiții. Păi aici, dar asta înseamnă urmăriri. Adică cineva trebuie să facă lucrul ăsta la nivel... Înainte de urmărire trebuie responsabilitate. Păi, fără responsabilitate nu se face nimic. Păi responsabilitatea... Deci cei care i-am pus... sau i-am așezat. Cine ar fi? Marcel Gropa la... Scaun. Trebuie scaunul respectiv să aibă și responsabilitate. Păi, să dea și responsabilitate. Un drum de ministru spunea că lipsesc din școli 100 și ceva de mii de copii. 100 și ceva de mii de copii lipsesc din școli. E o problemă. Deci nu sunt înregistrați la școli, dar știm că au vârsta de școală. Da, asta e o mare problemă. Iată viitorii săraci. Iată viitorii săraci. Ghiță da. Știi că înainte de 89 nu aveam analfabeți. Mai era 1, 2, 3, 5 pe acolo. Da. Dar uite, de acum, în loc acum să scădem... Sute de mii. Deci în loc să scădem, prin natură, că au mai murit cei bătrâni care nu aveau școală și mai departe, noi creștem, din păcate, numărul ăsta. Sute de mii de oameni. Este enorm. Este enorm. No, da, ajungi, deci asta ar fi o variantă de ajutor. Când dau da? Lucrare la studenți să nu deci, pot să citesc asta ce au scris. Deci ar fi... nu vorbim de acum de specialiști care... Domnule, haide să reușim să facă școala generală binișor. Păi? Binișor, dacă o fac. Nu spun bine. Binișor. Ar fi excelent. Aș fi excelent. Că vine la mine în producție sau se duce la Delphi, îl învață ce trebuie să facă acolo și înaintează și își asigură un venit. Își asigură un venit. Deci, după acum vreo 9 ani a început un program al Uniunii Europene, un program pentru persoanele
defavorizate. Da. Are un rezultat sau s-au cheltuit banii aiurea? Deci, la noi așa se întâmplă de obicei și tocmai în punctele cele mai nevralgice, ca banii să vină, dar ei să ducă spre alte zone. Din păcate, acest program de 500 de milioane de euro nu a dus la rezultatele scontate. Deci, nu, haideți să nu fim chiar răi. S-au dat ajutoare. Făină, zahăr, mălai, ulei... Nu, eu astea nu trebuie să le consider ca ajutoare. Să dea ajutoarele alea, se, alții se însușeau meritul de a le da, care n-aveau nicio treabă. Cu faptul deci, că erau bani europeni. Exact. Da, dar s-au dat, da? Ba unii dar s-a dat haotic și la voința unei persoane, deci la libera alegere, nu la alegerea necesității obiective. Bun, aici ar fi de lucrat, după opinia. Da, știți că spune proverbul ăla chinez, dacă vrei să mă ajuți, nu îmi da un pește, ci învață-mă să-l pescuiesc. Corect. Nu mă dame un kilogram de făină sau un kilogram corect de ulei. Corect. Îl mănânc astăzi, dar mâine și voi mânca. Corect. Dacă nu mă înveți cum să obțin singur kilogramul de ulei. Da, da. Iar pentru asta, atunci nu mai e de. Eu devin cetățean liber, cetățean care pot să-mi decid viitorul. Corect. Ei, aici e marea problemă. Că noi trebuie să avem niște cetățeni prizonieri, iubaci, care să voteze în momentul când avem campanii electorale. Și atunci toată gândirea asta de ajutoare se face din punctul ăsta de vedere, da, nu din punctul de vedere... Mai avem puțin. Vreau să spun telespectatorilor o mică poveste. În ultima perioadă, sau de câțiva ani încoace, m-am străduit ca să fiu, să cunosc mai mult ca să pot fi mai util societății. Și am fost obligat să citesc foarte, foarte mult. Am avut nevoie de ajutorul unui medic. Și spre marea mea mulțumire, un tânăr medic, îl cheamă Bogdan Galan, care are o clinică de oftalmologie datorită mamei, care tot la fel a fost un medic. Fost da, 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 știu. M-am dus să mă operez. Reușita a fost totală. Vedeți? Sunt același. Numai că de data asta văd, acum câteva zile, nu vedeam. Nu vedeam mai nimic. Și ce m-a impresionat? L-am întrebat când începe programul. A spus că la 8. M-am dus la 8 fără 20. La 8 fără un sfert era acolo. Și am spus, aha, ești ca mine aici. După aceea, o bună parte sau aproape tot personalul la 8 fără un sfert era prezent. Programul începe la 8. Nu vorbesc, e clinică medicală. Curățenie și toate astea nu le mai remarc. Mi se par niște lucruri utile și de respectat. Dar nu sunt normale peste tot, în toate spitalele. Știu, știu, dar asta e normalitate. Organizarea. M-a uimit organizarea. Adică, efectiv, nicio fracțiune de timp nu se pierdea, totul era atât de bine organizat, bineînțeles că dacă desfăceam un flacon de ceva, să pot să-l folosesc cu eficiență maximă sau procesul tehnologic, este și acolo o anumită disciplină, dacă vrei, procedură. O anumită procedură. Și bucuria mea a fost enormă pentru că acest medic primar la 43 de ani, e o dovadă că avem tineri minunați, avem tineri excepționali. Și Ghiță Pleșu, care e și cadru didactic, și Corneliu Velișcu, care el e modest, dar el este un inventator de mare valoare, și eu ne chinuim toți trei și cu alții să încercăm să trezim niște sentimente normale. Cu băutură nu se poate face nimic. Cu
indisciplină, nici vorbă. Cu fără muncă, nu există societate fără muncă. Eu am o vorbă cam urâtă. Băi, frate, ți-e leneșe să mănânci, pentru că trebuie să dai din fălci. Păi muieță-s posmașii, era da. Povestea. Și atunci, îndemnul nostru pentru cei care se simt cumva cu musca pe căciulă este, dacă mai au puțină responsabilitate și dorința că să putem merge mai departe, este să încercăm toți care gândim în acest mod, gândim pentru muncă, ca mijloc de existență, ca necesitate fiziologică, la urma urmei, da, ei de a merge mai departe. Obligați până la urmă, fiindcă ei țin în loc și pe ceilalți. Asta e marea, că nu poți să dai posibilitatea să optezi. Deci când dai oameni săraci, ei atrag înapoi și pe cei care ar vrea să facă. Nu mai vă răspund și vă las pe voi concluzie. Și vreau să-i mulțumesc public doctorului medic primar Bogdan Galan. Mulțumesc, Bogdan. În loc de concluzie, care vreți? Ajutoarele sociale care trebuie acordate cu multă grijă și responsabilitate, așa cum a spus. Eu aș sugera, de exemplu, ca în loc de mâncăruri din astea care astăzi de mâine și mâine nu le mai ai, ar fi o soluție, aia pe care am spus-o, cu școala internat, da? Ar mai fi una, de exemplu, cu banii care vreau să-i dau, să nu-i dau bani în mână, să plătesc curentul, să plătesc apa. Da, să nu înțeleagă cineva greșit. Corneliu vorbește de excepții. Da, da. Cei care, deci, care au altă cale. Calea normală este familia, sfânta familie, și munca. Biserică da. Și muncă. Da. Prietene, Gheorghe Pleș. Ca să rezolvăm sărăcia din Moldova, ar trebui foarte multe lucruri. Dar eu cred că aici totul pleacă din la mentalitatea noi, omului. Deci noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să dorim să trăim noi bine. Deci asta, nu să dorim să ținem cuvântări la crâșmă sau în alte locuri fără a produce efectiv nimic. Și trebuie să ne impunem. Deci am observat o anumită reticență în a încerca să urci cât mai sus și pe scara socială, chiar și la oamenii de valoare din Iași. Adică noi nu mergem, Clujul și-au aruncat oamenii până în guvern și au penetrat toate guvernele cu oameni din Cluj. Acum e singura excepție, că în Clujul nu are oameni în guvern, dar în rest, în toate guvernele au avut oameni. Da, oamenii din Iași, de ce nu pleacă? Stimați telespectatori, mulțumesc invitațiilor mei, Gheorghe Pleșu și Corneliu Velișcu, vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea de a ne asculta. Și mie nu rămâne ca de obicei decât să vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, număr caie când vor câine. O seară bună!